Ce este anorexia? Anorexia nervoasă este o tulburare a comportamentului alimentar manifestată prin refuzul de a menține o greutate normală. De fapt, există mai multe criterii care definesc anorexia. Refuzul de a menține o greutate normală, refuzul de a reveni la o greutate normală în cazul în care este o greutate prea scăzută, refuzul unei alimentații sănătoase, o percepție defectuoasă a propriei persoane, a aspectului corporal, în sensul că persoana se vede prea grasă față de ceea ce este în mod normal, iar la femei, un alt criteriu este oprirea ciclului menstrual, deci amenorea. Care sunt simptomele anorexiei și de ce apelează aceste persoane la comentare? Ele ajung să, în situația în care practic își percep în mod greșit greutatea și aspectul corporal din diverse motive. Motivele sunt în cea mai mare parte de natură psihologică. O traumă în copilărie sau în decursul tinereții, de exemplu o agresiune sexuală sau probleme de familie în mod repetat. Toate acestea conduc la dereglări în ceea ce privește relaționarea cu propria persoană, acceptarea unui aspect corporal care poate nu este totdeauna cel pe care persoana și-l dorește sau care poate tinde spre perfecțiune. Și atunci ajunge ca această dereglare să se perpetueze într-o zonă în care persoana își poate controla greutatea, respectiv în alimentație, și începe și își limitează în mod treptat aportul alimentar din dorința de a-și scădea greutatea corporală, însă totul se rostogolește ca un bulgăre de zăpadă și devine din ce în ce mai mare. Practic, pe măsură ce slăbește, devine din ce în ce mai critică cu propria persoană, din ce în ce mai se vede din ce în ce mai nereușită și mai gras și accentuează aceste simptome, ajungând într-un final să recurgă la metode extrem de drastice, respectiv înfometare, post negru, dar și alte metode cum ar fi provocarea vărsăturii sau utilizarea de diuretice și laxative pentru eliminarea conținutului intestinal, recurgerea la efort fizic intens și de lungă durată, totul în acest scop de a-și controla la extrem greutatea corporală. Deci este o problemă psihologică care se manifestă în acest fel și care în cele din urmă se manifestă și în planul fizic. Pentru că toată această înfometare pe perioadă îndelugată, plus provocarea vărsăturii și tot cortegiul acesta de probleme conduce în cele din urmă la avitaminoze, la tulburarea metabolismului, care mai departe se transferă în bună funcționare la nivelul sistemului cardiovascular, la nivel digestiv, și apar treptat probleme din ce în ce mai grave, pentru că, în final, o astfel de problemă netratată poate să conducă la apariția unor boli extrem de grave și chiar la decesul persoanei, practic prin înfometare. Există probabilitatea ca un obez care apelează la diete să devină anorexic, să dea în cealaltă extremă? Este puțin probabil. Dacă există componenta psihică, se poate aluneca pe panda aceasta, adică odată ajuns la greutatea normală să-și dorească să slăbească și mai mult și mai mult. Însă, în general, persoanele anorectice vin din zona de persoane normoponderale sau chiar slabe și care se văd în acest fel, se văd într-un mod greșit. Obezii, în general, au alt gen de probleme, bulimie, deci ajung în cealaltă zonă, însă este puțin probabil să se facă această trecere spre anorexie, dar nu este exclus. Adică, v-am spus, cauzele sunt altele, sunt de natură psihică, există un factor determinant care degradează evoluția pacientului. Practic, vreau să ne spuneți care este scopul unei persoane anorexice. Ce vrea ea să ajungă? Cum vrea să arate?
Există un desen foarte sugestiv care arată profilul persoanei anorectice. O fată extrem de slabă care se uită în oglindă și se vede drept o persoană obeză. Aceasta exprimă cel mai bine ce simte și ce gândește o bolnavă de anorexie nervoasă. Practic, are o greutate subnormal, în schimb, percepția ei despre propria persoană este că are exces ponderal. Și atunci, ea va lupta să scape de acel exces ponderal care, în mod evident, nu există decât în mintea ei. Nu va accepta, sau va accepta extrem de greu, opinia celor din jur, a părinților, a prietenilor, a unui medic, pentru că atâta timp cât tu te vezi pe tine ca fiind supraponderal, nu îți vine să-i crezi pe ceilalți care spun că din contră ești subponderal, ai o problemă de sănătate. Și de aici toate acțiunile ei se vor îndrepta spre eliminarea excesului de greutate. Se va comporta ca o persoană grasă care vrea să slăbească, însă va duce totul la extrem. Se va înfometa, va face foarte mult sport, își va provoca vărsătură, va elimina aproape toate grăsimile din alimentație, va mânca extrem de puțin și numai alimente hipocalorice, va deveni obsedată de tot ceea ce mănâncă, își va calcula caloriile. Deci un comportament care nu mai are nicio legătură cu alimentația normală, din contră este dezechilibrat complet. Să înțeleg că persoanele bolnave de această afecțiune nu își dau seama că sunt anorexice? Da, exact cum o persoană cu o problemă psihică se crede un împărat celebru, să spunem, și nimeni nu reușește să-l convingă că nu este de fapt decât un om obișnuit, tot așa un anorectic are această problemă de autopercepție. Se consideră prea gras, în ciuda faptului că de fapt este prea slab, nici măcar normal. Deci este o tulburare care practic este înscrisă în cărțile de psihiatrie, în DSM-4, în care sunt catalogate toate bolile psihice. Și din acest punct de vedere, tratamentul anorexiei nervoase este unul psihiatric. Trebuie tratat psihiatric, apoi cu psiholog, nutriționistul, având rolul doar de a-i transmite o alimentație normală, de a învăța cum să revină la o alimentație normală, cu condiția ca pacientul anorectic să accepte acea alimentație. Dacă primul pas este la nutriționist, de obicei nu are șanse de reușită, pentru că, de fapt, nu, alimentația este proastă, dar asta pentru că și-o autoimpune, nu pentru că nu ar avea cunoștințe cum să mănânce sănătos. Din contră, aș putea spune că o persoană anorectică știe destul de multe despre alimentație, însă dacă acționează ca și cum ar fi o persoană grasă, toată alimentația ei va fi gândită în sensul de a fi restrictivă, de a fi hipocalorică. Prin urmare, cam care ar fi tratamentul pentru acest gen de persoane? Tratamentul este, în mod evident, axat pe consilierea psihologică, pe psihoterapie, încât să persoana să conștientizeze că are o problemă în primul rând, apoi să accepte ajutorul, să se împace cu propriul corp, să înțeleagă că problema este exact diametral opusă față de ceea ce considera până atunci și în cele din urmă să se împace cu alimentația, să poată să accepte să mănânce mai mult, mai normal, să mai mănânce și grăsimi, să mai mănânce și dulciuri și să poată face acea trecere către acumulare de kilograme, ceea ce pentru o persoană anorectică este o adevărată provocare. Dacă ea până atunci lupta din toate forțele pentru a scăpa de kilogramele care în mintea ei existau, dar nu și în realitate, trebuie să facă o schimbare majoră în această percepție încât să accepte să mai acumuleze niște kilograme. Deci este o bătălie foarte dificilă și de lungă durată. Nu există un tratament medicamentos, un tratament rapid care să o scape de această problemă. E vorba de o terapie îndelungată și cu rezultate nu totdeauna fericite. Putem spune că uneori și societatea are anumite influențe asupra unor astfel de persoane? În principiu se poate spune că există o influență a mass mediei, pentru că cel puțin în ultimii ani există cultura aceasta a corpului slab, chiar
foarte slavă a modelelor și a celor care apar în reviste, care nu sunt conforme cu realitatea și cu normalitatea din punct de vedere medical. Și atunci mintea fragedă a unei fetițe este modelată în așa fel încât să considere că aceea este normalitatea. Ori trebuie înțeles că noi suntem diverși. Deci normalitatea are niște limite largi. Nu înseamnă că toți trebuie să fim ca cei de pe copertele unor reviste. Și puțin mai grea și puțin mai slab, în această zonă putem fi normali, chiar dacă nu suntem absolut perfecți. Plus că perfecțiunea este o noțiune foarte relativă. Și atunci, într-adevăr, e nevoie de normalitate și de bun simț și de responsabilitate și în zona de mass media pentru a transmite niște informații corecte și realiste către copii, în special că aceștia sunt copii și tineri, sunt cei cu mintea în formare și care suferă de pe urma falsului transmis prin mass media. Asta era următoarea întrebare. Care sunt persoanele cel mai des afectate de această afecțiune? În mod evident, copiii și tinerii sunt adolescenții unde intervin alți parametri în dezvoltarea lor și atunci oricum adolescenții prin definiție nu sunt mulțumiți cu ceea ce sunt în momentul respectiv, iar dacă au o problemă și de aspect corporal, rezultatele pot fi dezastroase și în general la vârsta adolescenței se pun bazele problemelor de mai târziu cu greutate, adică o fată tânără care se consideră prea grasă, deși ea este normală, poate ține o cură de slăbire prostească, de aici se dezechilibrează, pierde și grăsime și masă musculară, apoi se îngrașă și intră așa într-un ciclu acest de scădere și creștere în greutate, ca mai târziu, peste 10 ani, să aibă o greutate mult mai mare și un procent de grăsime corporală mult mai mare decât l-ar fi avut dacă ar fi mers pe drumul ei fără să țină aceste cure de slăbire. De aceea este nevoie de educație și în zona aceasta și de... Asta urmează să vă întreb. Este recomandat că atunci când încercăm o nouă dietă, o cură, să cerem sfatul medicului nutriționist? Este cel mai bun lucru. În fond, este specialistul care are un cuvânt de spus în această zonă. Nu numai nutriționistul, și medicul de familie, și alți medici. Trebuie o atitudine normală, o atitudine realistă. Dacă ne apucăm să ținem cure de slăbire după ureche, riscăm același lucru ca atunci când ne apucăm să ne reparăm singur mașina sau să facem orice alt lucru pentru care nu avem calificare. Însă diferența e că dacă atunci când ne batem joc de organismul nostru, plătim cu vârf și îndesat mult mai târziu. O ultimă întrebare. Care sunt principalele afecțiuni care duc cauzele, anorexia? La ce afecțiuni duce? Anorexia poate să ducă la tot ce înseamnă lipsă de substanțe vitale în organism. De exemplu, anemie, de exemplu, hipocalcemie, hipovitaminoze de tot felul. Asta se traduce prin o proastă funcționare la nivel celular, care degradează mai departe o mulțime de cicluri metabolice, apar afecțiuni hepatice, boli cardiovasculare. Deci, practic, este un dezechilibru general. Se poate ajunge la rarefierea țesutului osos printr-un aport insuficient de calciu și vitamina D. Tot organismul are de suferit pentru că atâta timp când nu-i dai nici energie cât trebuie și nici substanțe nutritive în cantitatea necesară, nu va avea cum să funcționeze corect.